Fibromul uterin este cea mai frecventă tumoră a sistemului reproductiv feminin. Peste 30% din femei descoperă că suferă de unul sau mai multe fibroame uterine. Medicul cu cea mai mare experiență din Europa în terapia prin embolizare, Rareș Nechifor, a adus țara noastră pe plan internațional, aș putea spune, pentru că a efectuat peste 8.000 de embolizări în fibroame uterine. Astfel, România a devenit cunoscută în întreaga Europa. Printr-o procedură minim invazivă non-chirurgicală de radiologie intervențională, medicul a scutit practic mii de femei de operații. Doctorul Rareș Nechifor s-a specializat în Franța, dar a revenit în România și de peste 20 de ani are experiență în acest domeniu și a format peste 300 de radiologi intervenționiști din 27 de țări ale lumii, ceea ce nu este puțin lucru. Așa că dați-mi voie să vă întreb, domnule doctor, în momentul de față, considerați radiologia intervențională ca fiind chirurgia viitorului sau putem vorbi la timpul prezent? Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Sigur, radiologia intervențională a câștigat o importanță covârșitoare și an de an se dezvoltă într-un ritm extrem de rapid, surprinzător și fascinant și pentru noi radiologii intervenționiști. În prezent, da, este inclusă în protocoalele terapeutice, în activitatea medicală curentă a oricărui spital modern din Europa și din lume. Cu alte cuvinte, putem spune că avem de-a face cu altfel de chirurgie, o chirurgie non-invazivă, care nu folosește bisturiu, dar care practic ajută pacientul să se refacă mult mai rapid. Sunt elemente foarte importante. În primul rând, noi putem să ajungem la diferite organe, nu în mod clasic, chirurgical, tăind pacientul, ci navigând prin interiorul vaselor de sânge. Și astfel putem, de la nivelul brațului, spre exemplu, să ajungem oriunde. Putem să ajungem în creier, în plămâni, în inimă, în rinichi, ficat, în picioare, la nivelul uterului, prostatei, oriunde este o problemă pe care o putem rezolva endovascular, prin interiorul vaselor de sânge. De asemenea, există și proceduri de radiologie intervențională non-vasculare, adică sunt o serie de puncții, de dispozitive de ace foarte fine, cu care putem să mergem percutant până în organul afectat și să-l tratăm, fără a mai fi necesară incizia chirurgicală. Călătoria prin vasele de sânge, ca să spun așa, este una lungă. Citisem undeva într-un Larus că dacă ar fi să întindem toate vasele noastre, ar face înconjurul de 3 ori a lumii. Cât de dificilă este pentru un radiolog intervenționist această călătorie? Uneori merge în orb? Nu, niciodată nu mergem în orb. Avem un echipament necesar, se cheamă angiograf, un aparat ce ne permite să vizualizăm vasele de sânge și cu ajutorul substanței de contrast, astfel încât noi navigăm pe niște drumuri foarte clare și cunoscute. Avem dispozitive catetere cu ajutorul căruia putem să luăm orice curbă și să ajungem acolo unde trebuie. Nu e atât de complicat. Sigur că există o curbă de învățare și o pregătire în domeniu, dar aș putea să spun, de exemplu, de la nivelul brațului până la nivelul uterului, sunt necesare 15 secunde să ajungem. Deci nu e deloc. Contează foarte mult șoferul în acest caz și înțeleg că peste 300 de radiologi intervenționiști ați format până în momentul de față. Câți din România? Din România sunt vreo 20. Și mi-aș dori să fie mai mulți. Hai să spunem că o problemă a radiologiei intervenționale este aceea că noi provenim din zona de radiologie. Radiologia fiind o specialitate paraclinică, de diagnostic. Mai întâi învățăm să folosim aparatele radiologice, să dăm
diagnostice pe CT, pe RMN, pe ecografie. Mulți dintre medicii tineri ce se pregătesc preferă să rămână la acest nivel, să fie medici ce dau rezultate. Ok, pentru că radiologia intervențională intră după aceea în zona de terapie, în care ne asumăm nu un rol de diagnostic, ci de terapeut, de medic, undeva la juncțiunea între medicina clinică și cea chirurgicală, poate suntem mai aproape de chirurgie, dar este un cu totul alt statut și o altă abordare. Aici venim în contact cu pacientul, trebuie să-l înțelegem, trebuie să-i oferim soluții, trebuie să-l urmărim, trebuie să vedem că evoluează corect. Practic, suntem la fel ca toate celelalte specialități terapeutice, chirurgicale. Nu întotdeauna medicii vor să treacă dintr-o zonă mai confortabilă a diagnosticului, într-o zonă de asumare importantă a responsabilității aceea a terapiei. Și atunci nu sunt atât de mulți doctori cât aș fi sperat. Dar partea bună este că toți cei care vin spre noi sunt pasionați și fac cu convingere, cu dedicare, o muncă ce are nevoie de acest lucru. Satisfacțiile profesionale cu siguranță sunt mult mai rapide, imediate și poate chiar mai mari atunci când vorbim și de medicina terapeutică, nu doar de cea diagnostică. Și aș vrea să mă întreb puțin, să mă îndrept spre fibroamele uterine, pentru că știu că aveți un număr impresionant de cazuri pe care le-ați tratat și de ce totuși în România încă se merge mult pe chirurgie clasică și pe histerectomie, chiar în cazul fibroamelor uterine, când peste 90% din ele ar putea fi rezolvate mult mai ușor. Absolut corect. Să știți că este o problemă în România, dar și în alte țări există această problemă. Spre exemplu, în Anglia s-a făcut un studiu pe 2000 de paciente cu fibrom uterin și au fost intervievate înainte de a intra în cabinetul de ginecologie pentru consult, pentru fibrom, și după ieșirea din cabinet. 70% dintre dânsele au primit ca primă indicație histerectomia, ceea ce este enorm. Și mai puțin de 5%, 4%, li s-a vorbit despre embolizare ca o soluție alternativă de terapia fibroamelor. După consult și interviul în cadrul studiului, pacientele au primit informații detaliate despre fiecare alternativă terapeutică. 90% și-au schimbat alegerea și au ales procedura minim invazivă de embolizare. Ori acest studiu ne-a arătat că informațiile primite în cabinetul de ginecologie au fost trunchiate, au fost incomplete și nu au permis pacientei să aleagă în cunoștință de cauză. În momentul în care au primit într-un mod standardizat și controlat informațiile, alegerea a fost total diferită. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, în primul rând, procedurile endovasculare nu aparțin ginecologiei, nu sunt efectuate de medicul ginecolog și atunci, în primul rând, nu le cunoaște, nu le practică și poate să le perceapă ca o procedură concurentă pentru ceea ce face dânsul. Însă medicina este pentru pacient, nu pentru medic. Medicina trebuie să ofere pacientului soluțiile cele mai bune și potrivite. Nu este un loc de muncă a unei persoane ce vinde și prestează ceea ce a învățat să facă. Și atunci noi trebuie să dezvoltăm echipele interdisciplinare, echipele în care medici de diferite specialități să colaboreze în rezolvarea unui caz și să-i oferim pacientului posibilitatea de a alege și de a alege în cunoștință de cauză și de a-i putea explica care sunt avantajele, dezavantajele și care e calea cea mai bună de urmat. Standardul de aur în momentul de față în tratarea fibroamelor uterine, care este? În mod istoric, histerectomia este efectuată de mai mult de 100 de ani. Însă, există anumite
complicații și consecințe importante. În paranteză, fiind spus așa, 60% dintre femeile ce fac histerectomie dezvoltă ulterior depresii, tulburări de relaționare în cuplu, lucruri foarte importante, dar total ignorate. Și atunci, Societatea Americană de Ginecologie a dezvoltat un guideline despre când histerectomia trebuie făcută. Și au avut surpriza că 70% dintre procedurile de histerectomie efectuate în Statele Unite nu îndeplinesc acel guideline. Deci dacă vorbim de standardul procedurii oferite, este histerectomia. Dar dacă vorbim de standardul științific argumentat, nu este histerectomia în niciun caz. Și atunci venim și vorbim despre embolizare și în anumite cazuri când este posibil despre miomectomie, adică despre soluțiile ce păstrează integritatea femeii și încearcă să fie cât mai puțin agresive și să-i ofere o soluție, pentru că până la urmă scoaterea unui organ bolnav nu e tocmai o soluție, este mai mult un eșec terapeutic.